tata e cu bani. Tata doi căsătorit? Băi. Pentru că noi doi vrem să ne căsătorim cu el. Folosești jucării sexuale cu iubita ta? Te-ai sărutat vreodată cu un bărbat? Cu un bărbat? Da. Sărutat adică cu limba? Dacă ai vrea să-ți petreci o noapte amoroasă cu o persoană publică din România? Păi, numai cu una. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta. A fost ceva între tine și Andra Poloș? Eram sigur că o să primesc întrebarea aceasta. Știu că te-ai sărutat cu Loredana Chivu. Da. Regreți că s-a întâmplat acest lucru? Ne vedem la evenimente? Sărută bine Loredana Chivu? Crezi că te-ai câștigat popularitatea prin prieteniile cu cei de la Puterea Dragostei, gen Jador, Bogdan Mocanu? Eu am muncit foarte, foarte mult. Am devenit cunoscut înaintea lui Jador. Spune-mi numele unui artist care crezi tu că nu-și merită locul. Un puș foarte obraznic, pot spune. Tare mult mi-ar plăcea într-o bună zi, când voi ajunge pe Coasta de Azur în Monaco, oameni buni, să vă povestesc așa cum eu și Octava am pornit împreună și am descoperit viața de milionari, de milionari francezi din Coasta de Azur. Dar uite că a sunat ceasul, ne-am trezit și am venit la o nouă filmare de Detector cu un băiat frumos, talentat, cu minte, Nicola Sax, bună! Mulțumesc frumos! Salut, bună ziua, salut, salut, salut! Ce faci, dragă? Ce să fac pe la voi, puțin. Am venit să vă văd, să văd emisiunea voastră, o urmăresc pe YouTube, este foarte frumoasă, chiar am urmărit. Mulțumim. Și asta e puțin, îmi spui că e foarte frumoasă. Te-ai uitat la edițiile în care eram și eu și Octav sau doar la edițiile în care eram da, eu? Da, am urmărit ediția cu Bogdan, că e prietenul meu și chiar eram curios ce prostii mai zice. Și ți-a plăcut și de Octava, adică dacă da, chiar de băia, el a spus de emisiune că e frumoasă, nu de mine. Sine, ah, da. Okay. Doar tu ești frumoasă în emisiune. Frumos, foarte frumos, mai ales tu, Ana. Mulțumesc. Da. Bine, era greu să spui că e frumos și Octav, că na, era... Eu am altă problemă. Există și emisiuni în care ești doar tu. Da, astea da, tu ai urmărit. Și cât ai fost tu plecat jos, noi am și înregistrat. Ați mai înregistrat că am înțeles. Bine, ca să știu. Da. Fără mine, păi da. Eu sunt degeaba, mă. Dragul nostru, te afli într-o emisiune extrem de dificilă. Da. Spun dificilă pentru că de astăzi, uite, dintr-o dată am schimbat regulile emisiunii. Pentru că am simțit nevoia de a mai pipera anumite situații. Când spun pipera, mă refer la... nu pipera zona. Nu la mâncare. Spun că vreau să adaug un pic de suspans. Suspans. Și cum eu sunt prezentatoarea acestei emisiuni, pot să adaug, să scot tot ce vreau. Stai. Așa că... Hai zi. Astăzi va veni o rubrică nouă. Nu știu încă, o să o inventez la momentul respectiv, dar o să o și anunțăm pentru ca cei ce ne urmăresc să o afle. Dragul nostru, ai la dispoziție cât timp vrei tu să ne răspunzi la întrebări. Okay. În principiu trebuie să spui da sau nu, adică adevărat sau nu. Octav va spune dacă ne minți sau nu. Da. Dacă simți nevoia să completezi răspunsurile, le poți completa. Da. Și dacă nu, poți transversa. Dacă, da, vrei dacă să... există întrebări la care nu vrei să răspunzi pentru că nu vrei, n-ai chef, nu-ți plac, ți se par prea nu știu am înțeles, cum, da. Poți să nu răspunzi. Să spun pas. De asemenea, fără discuții și fără legătură cu discuția și cu emisiunea noastră, așa, aș vrea să mai adaug un lucru. Mai frica, de câte ori te uiți în ochii mei și îmi spui că mai adaugi lucruri? Să mai am un pic emoțiile acum. Pentru cei ce ne urmăresc și mă urmăresc, că acest sacou nu mă strânge la brațe. Practic, nu e ca și cum m-am îngrășat, deși am făcut-o. Să știți că eu de ceva timp în coace am început să lucrez mai mult masa musculară și vă rog, ia vedeți, ia se observa că aici nu este grăsime, da? Pentru cei cele care îmi vor spune, ești cât ecranul. Și acum să revenim. Da. Eu mi-am dat seama că mă duc la sală degeaba acum. Pentru că nu știu iar mai pus faci într-o lumină proastă. Suntem pregătiți? Da. De tortură? Eu de viața de milionar sunt pregătit, aia de care povestea e tu. Da. Ai întreținut vreodată relații intime cu fetele care apăreau în videoclipurile tale? Asta e o întrebare ușoară, pot spune, pentru că este normal, din punctul meu de vedere, este normal ca stând atât de mult cu anumite persoane să se
ajungă undeva mai departe, gen. Și da, răspunsul e da, am avut, da. Nu pot să zic cu cine, dar am avut. Nu, eu sunt pe vechi cu creionul. Adică am avut și relații cu fetele din clipurile mele. A, deci ați ajuns da. Totul da, la nivel... Da, n-a fost gen doar o aventură sau ceva. Am avut, am stat o săptămână, două, până s-a întâmplat. Stai, nu, nu, stai, că eu asta sunt... Asta am trecut. Eu sunt pe vechi, da. Eu sunt pe vechi, aici e problema. Deci el a spus relații... De o săptămână, adică îți dai seama că eu care sunt de vârstă cu istoria, pentru mine o săptămână e blincăvănaie, așa, adică nu... Da, da, tu ai o vârstă, el are exact. O vârstă, toate da. Vin la altfel, timpul lor. Altfel e timpul, mai da, tânăr altfel trece timpul. Era mai tânăr, da. Băiat, cu 3 ani, Nicolas. 25. Mulți înainte. Mă, cumva, să spun ceva, eu înțeleg vârsta lor, eu am 28. Mulți înainte. Dar cred că până când ajungi la vârsta ta, și anume da. 489 de mii, este normal să golănești. E normal să vrei să încerci lucruri, da. Să te distrezi, ca atunci când te așezi la casa ta, să nu-ți mai înșeli femeia. Corect, corect. Că... Bine, tu oricum o înșelai, că tu ești foarte, foarte căutat de femei. Nu, asta zic, că eu, nu, eu tocmai am ajuns în situația în care am făcut tot, dar acum nu mai prind nimic, adică nu bine, mai vreau. Bine, știm, căutăm pentru tine. Întrebarea numărul 2. Da. A fost ceva între tine și Andra Voloș? Voloș. Eram sigur că o să primesc întrebarea aceasta. A fost, pot să zic, un cancan destul de măricel când am plecat cu ea în Turcia. Presupun că de acolo... Ați plecat doar voi doi în vacanță? Nu doar noi doi. Mai era un băiat, Florin, prietenul meu, care filmează, ne-a filmat, filma în perioada aia, cum cântă și el. Și am filmat un videoclip pentru o piesă alături de Florin Salam. Cred că M-am îndrăgostit se numește și doar am filmat. Adică doar s-a întâmplat să se nimerească. Dar ai spus că ai avut anumite relații cu fetele din videoclipurile tale. Nu este cu toate. Este cazul Andrei? Nu, nu este. Nu. Andra pentru mine este o prietenă foarte, foarte bună. Am ieșit de foarte multe ori. Nu minte. De foarte multe ori am ieșit împreună. Chiar și noi doi am ieșit la cafenele, la sucuri, suntem prieteni foarte buni. Nu există altceva mic. Eu gândeam că și eu am ieșit cu tine la cafele, dar n-am fost singuri. Băi, asta voiam să spun, că eu dacă vrei să fiu pricinos, că eu pot să da, caut pricina, vreau să fiu pricinos, da. Păi puteam să spun că asta, cum mai era și un băiat cu noi să ne filmeze de obicei în televiziune, alibi. E exact paravanul, știi? Domnul, noi suntem cu treabă, la fel și noi discutăm despre emisiune, alibi, dacă vrei alibi. Să o zic... Nu, chiar a fost... Bine, să zicem că te credem, îi lăsăm pe cei de acasă să interpreteze răspunsul tău. Exact. Îi controlezi telefonul iubitei tale, care se află aici cu noi? Zida. 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 Da, dar nu mereu. Adică... Dar ea știe că îi controlezi? Da. Asta eu am acces la telefonul ei, adică am Face ID-ul ei, adică pot să intru oricând. Ai de capul meu, de ce? Și e foarte cuminte, e cea mai cuminte. Și ea are acces Face ID în telefonul tău? Nu. Eu nu mai cred că nu, tu că... mi-ai dat lui Face ID-ul tău și tu la el nu ai. Eu nu mai cred. Păi nu, este o, un răspuns foarte simplu. Care este acela? Ea este un pic... geloasă? Geloasă, da. Și eu sunt gelos, într-adevăr. Doar că, na, fiind artist, mie îmi scriu foarte multe fete, foarte... Și poate uneori nu înțelege și se supără. Și ea în sine știe că nu ar putea să se ajungă undeva sau ceva. Tu practic vrei să-i vezi discuțiile care puteai și de ce îți dai asta mesajul? De ce îți răspunde la story? Da, nu știu ce? Da, exact. Deci, da, sunt gelos și mai controlez telefonul. Da. Dar răspunzi mesajelor indecente pe social media? Adică mesaje indecente cum ar fi? Stați așa că nu. Bună, aș vrea să te trimis poze cu o chestie. Sau mai multe chestii. Sau mai multe chestii. Da. Răspuns, dai curs? Am primit foarte multe mesaje. Înainte să fiu cu ea, răspundeam la toate fetele. Da, la toate deci fetele răspundeam. Da, acum, sincer... Când ești într-o relație cu iubita ta? Doi ani. Da, aproape 2 ani. Uite, vezi? Mulțumesc frumos. Asta înseamnă relație. 2 ani, nu o săptămână. Vezi cum trece timpul? Păi stai mă puțin, că tu n-ai înțeles o chestie. Și acum o să mi se spună treabă inteligentă, deși nu stă în fire să spun. Zim, te rog, ajută-ne. Că de obicei spun chestii tâmpite. Dacă tu te cuplezi cu X-ulească astăzi și lucrurile nu merg și tu îți dai seama după o săptămână, nu o săptămână practic a durat relația voastră, dar cât? Acolo e așa un fel de tatonare, nu știu, vacanță. Vacanță. Că nu e așa. Acum ce să facem? Să stăm 7.000 de luni până când ne dăm seama că nu funcționează lucrurile. Măcar 6. Hai mă, Octav. Restul le treci la... Sunt foarte curioasă de următoarea chestie. Zim. Eu sunt. S-a întâmplat, uite.
Desfășurătorul. Eu când las la o parte desfășurătorul. E gravă, e gravă, nu? Băi, da. Înțeleg. Noi facem întrebări, ne chinuim, noi și până vedem că lasă. Bă, când lasă, credem că nu mai idei, e. Da, ceva. Da, da. Nu e neapărat întotdeauna bună. S-a întâmplat vreodată să descopere iubita ta următoarea situațiune. Practic tu cu telefonul în mână, mesaj, fată dezbrăcată. Bam. Și tu practic în timpul ăla să te vadă că îi răspunzi nu știu ce și nu știu cum. Nu cred că nu, pentru că nu prea mai fac eu chestii de genul ăsta. Adică le faceam înainte când eram mai liber, să zic așa. Acum stau numai cu ea, adică majoritatea timpului meu îl petrec alături de ea, nu facem tot împreună. Asta e frumos. Adică nu, mai ești cu băieții, o mai fac și eu câte o escapadă, câte un șpriț cu băieții. Normal, trebuie să mai... Dar ea are voie să iasă cu fetele? Da, normal, sigur. Dar nu prea iese, nu prea are prieteni. Adică e cu mine mai tot timpul. Mă ajută, mă susține în tot ceea ce fac. Bă, Doamne ajută că trageți în aceeași direcție. Și apropo de direcție, uite, spre exemplu, mă gândesc la o fază dintr-un avion în care... S-a zgârit avionul. Practic nu știu care e direcția în care mergeați cu avionul. București. Dar în schimb știu că te-ai sărutat cu Lordana Chivu în acel avion. Da. Regreți că s-a întâmplat acest lucru? Deloc. Nu. De ce aș regreta? Nu. A fost un moment foarte plăcut, pot spune. Ne-am distrat, ne-am simțit foarte bine în timpul acelui zbor. Și am rămas prieteni foarte buni. Colaborăm împreună în continuare. Ne vedem la evenimente. Lordana Chivu? Da. Da. Stai, nu. Hai să rămânem nu la cât de bine sărutat. Da, apără verde presupun. Da, sunt foarte sincer. Vreau să știu că au spus că în avion acolo... Ce s-a mai întâmplat în avion? V-ați pipăit în avion? Puțin, da. Că s-au petrecut niște lucruri. S-au Eu am rămas chestii, la s-au petrecut niște lucruri în avion. Petrecut adică... chestii? Stai puțin. Chestii intime? N-ai prea cum. Ei, n-ai cum. În cabina aia. Mă, în cabina aia, știi tu. La baie? Da. Greu, da. Octav, practic. V-ați pipăit. Era să zic adânc. Sub păturică? Păi ce, asta urma să spun. Chiar era o perioadă mai friguroasă, era toamnă sau ceva genul. Și aveam genile. O eșarfă. Aveam o eșarfă, ceva genul. Și genul. Practic ne-am pus așa pe noi, ne-am îmbelit. Și ne-am pupat și noi puțin. De acum am o eșarfă la mine. Da, dar nu mai intrăm în detalii, că eu mi-am făcut filmul. Mi știu, pipăielile le-am înțeles. Toate sub eșarfă. Totul sub eșarfă, să nu se vadă. Mocanul era așa... Se prefăcea că doarme, zicea, lasă-i mă să-și facă treaba. Da, ai plătit vreodată pentru sex femeile? Da. Da. Uite-mă ce sincer. Bă, dar chiar e, adică... Da, eu nu, chiar mi-am propus să nu mint în tu mă dai afară, pe cuvântul meu, că nu să mai întreabă, dacă nu... Eu n-am ce să decât să zic. Da, sunt sincer. Da, am făcut-o. Crezi că te-ai câștigat popularitatea prin prieteniile cu cei de la Puterea Dragostei, Gengeador, Bogdan Mocanu? Sincer, da, poate m-au ajutat puțin chestiile astea, pentru că noi ne ajutăm unii pe alții. Da, adică, de exemplu, când scot eu o piesă, ne ajutăm, ne dăm share unul altora. Când scoate Jador, îi dau lui. Când scoate Cutărescu, îi dau lui. Adică ne ajutăm unii cu alții, pentru că așa e, mi se pare că e corect și e frumos. Dar nu pot spune că a fost doar din cauza asta. Eu am muncit foarte, foarte mult. Am devenit cunoscut înaintea lui Jador. Am muncit foarte mult și a fost datorită mie, practic. Nu, am stat mult în studio. Foarte mult. Cu nopțile, cu săptămânile. Nu ieșeam de acolo. Frumos. Și e rodul muncii mele oarecum, dar m-au ajutat și prietenii. Da, n-ar fi fost la fel fără ei. Și acum vine o întrebare... Roșie. Da, aș putea să spun grena. Grena. Grena? Da. Folosești jucării sexuale cu iubita ta? Ce întrebare bună. Nu avem jucării, nu folosim. Au făcut iubitele tale vreodată un test de sarcină? Da, normal. S-a întâmplat de multe ori. A ieșit vreunul pozitiv? Da, da, chiar al viitoarei mele veste soții. Ești sarcinată? Nu e. A fost, din păcate, a fost o perioadă mai dificilă pentru noi și nu am putut Să-l ținem, da? Și au mai fost fete. Au fost multe care mi-au dat țeapă că sunt gravide ca să rămână cu mine. Nu pot să cred. Ba da. Și cum ai aflat? Povestește-ne. Și-a cumpărat teste. Eram cu o fată
Și a cumpărat test de la fake, nu știu de unde l-a fi luat. Da, probabil și le dau între ele. Da, da, și eram, chiar eram în, să zic, în top, rău de tot. Tot ce scoteam era locul 1. Uh-huh. Eram bine, eram foarte bine și m-a prins fata. M-a prins că, era, că e gravidă. Eram tot, o să băiat, eram deci fericit. Mă bucuram, da, eram fericit. Dar în adâncul inimii mele știam că ea nu e fata aia pentru mine. Pentru că abia ne cunoscusem, aveam vreo lună, două. Știam că nu e de mine. Adică eram conștient că stă cu mine pentru că sunt Nicola Sachs, că da. Am bani, că de astea. Dar, na, mi-am dat seama și am aruncat. Și cum ai aflat că nu e însărcinată? Nici nu mai țin minte exact. Am auzit după, oricum, ne-am despărțit și după am auzit. Și nu credeam. Adică, în adânc cu inimii mele, știam că nu e așa. Dar am mai ținut-o oarecum. Hai să vedem că poate, poate. Și când am văzut că chiar nu e și mi-am dat eu seama, hai. Da. Te-ai sărutat vreodată cu un bărbat? Cu un bărbat? Da. Sărutat adică cu limba? Sau pe buze? Pe buze, da. A, cu toți prietenii, la șpriț când ne îmbătăm. Aoleu, da, aia, da. Aia la șpriț? Cu limba? N-ai. Adică, uite, Octav, nu te atrage deloc, nu știu ce se... Bă, dar numai just, nu, eu tot caut, mă, să moară, tot... Nici Octav și nici un alt bărbat nu mă atrage. Just, mă, numai așa, mă... Cu invitatele de până acum nu mai fi ajutat să pui tu o vorbă, să... Păi de tu ai auzit ce invitate am avut care primeau 500.000 de euro de la nu știu cine, care aveau nu știu ce. Pe bune să le întreb de tine, numai și aici, că nici pensia nu ți-ai luat-o. Ai de cap, nu ai dreptate, că acum când îmi dau tu lucrezi aici pe drepturi de autor. Mamă. Aș vrea să știu dacă ai vrea să-ți petreci o noapte amoroasă. Wow. Acum ne imaginăm că iubita ta da. Nu ne aude nu și sunt că cu ea, ești da. Singur. Sunt singur, da. Cu o persoană publică din România? Păi, numai cu una. Oh, deci da. Vreau să ne dau da. Un nume. Un nume? Nu, nume da. Două, nu știu dacă aș putea să dau un nume. De ce? Hai mă, că adică sunt aș putea, combinate. Trebuie doar să mă gândesc puțin, să nu fac vreo gafă. Și ce dacă sunt combinate, că tu faci un compliment acum. Adică nu mi se pare sunt nimic. Sunt foarte multe femei frumoase, artiste, vedete din România cu care mă atrag. Gen, dă-ne un nume, te rog. Nu știu. Delia. Îmi place foarte mult Delia. Foarte frumos. Vreau să știu dacă îți plac femeile potente financiar. Normal. Mă atrage foarte mult o femeie cu bani, să zic așa. Iubita ta are bani? Nu are nevoie să aibă bani. Facem bani împreună noi doi. Super. Lucrăm împreună, facem tot împreună și producem bani împreună. Și dacă, spre exemplu, nu știu, mâine tu îi spui, bă, aș vrea să fii și tu independentă și nu vreau să mai facem bani împreună, vreau să fie fiecare chiar cu banii lui. Ne gândim la chestia asta, vrem să deschidem o afacere în Anglia, pentru că eu acolo deja am câteva afaceri. Am trei saloane acolo, alături de tatăl meu, sunt și barber, eu, tund. Nu cred. Ba da, am făcut școala de hairstylist la Paris chiar și... Te tunzi singur? Nu. Acum, chiar acum mi-am făcut barba singur, că n-am avut timp să merg la frizer. Barba m-am făcut-o singur, da. Nu știam că ești barber. Da, poți să tund, cânt cu saxofonul, cânt cu pianul, fac multe chestii. Deci tu oricând te poți reorienta către... Da. Păi chiar asta am în plan pe viitor. Acum, în vreo săptămână voi pleca acolo, pentru că vrem să deschidem ceva, un fel de restaurant grecesc acolo și... Poate nu, iese noi ceva. Vrem să venim, nu știu, vreau să fug din România. Nu, ne place și Anglia și ne și place foarte mult să mă cu drag. Și mucangeala. Sunt pe o insulă frumoasă, am și un iaht, ne plimbăm cu iahtul, mergem la pescuit, vă așteptăm. Iahtul tău? Un mini iaht. Băi, Ioan, deci uite cum se deschid ceacrele. Nu vă gândiți deci acum că viața de milionar, dă-le încoace. Viața de milionar, deci, băi, eu spun, vezi ce ai gândit? Ai gândit, se întâmplă. Deci ascultați-mă puțin, eu în acest moment demisionez. Vă rog, registrați această emisiune ca și o demisie reală. Aoleu, deci acum deci mă simt vinovat. Eu vreau în acest moment să mă ridic. Să pleci. Și să plec. Din acest platou. Cu Nicolas. Aoleu. Din acest platou eu voi pleca. Deci mergem nu, pe ea, nu, gata. Nu. Eu sunt aici pusă să întreb niște oameni. Să muncești. Să muncesc. Să storci creiera și... Da. Deci Nicolas Sachs are un iaht. Nu e chiar un iaht de ăla de milionar, nu te gândi. E ceva acolo la câteva cât mii de euro să... Cât costă iahtul tău, te rog? Nu știu, nu e ceva scump. Câteva mii de euro, nu e. 5-6 mii de euro. Ce ieftin? Nu Oana, e. E cât o mașină. Am putea să avem iaht. Deci e tu... un mini iaht, adică nu e... Eu am altă problemă. Zi.
Eu mă gândesc. Eu am un mini smart. Mini smart. Deci eu am o mașină leasing, un Mercedes. Da. Și nu mai am mașină. Un mini chestie, cum are un mini yacht. Da. Eu practic am un mini smart. Da. Adică de ce eu n-am un smart? Păi nu, mă, stai puțin. Tu ai o geantă care face cât iahtul lui. Corect. Nu am nicio geantă. Tu ce geantă vorbești? Foarte multe, nu n-am. Am foarte multe, dar n-am o geantă care face 5.000 de euro. Aoleu, stai că am uitat. Nu trebuie să vadă Cătălina. Am zis greșit? Aoleu, tăiați. Aia mi-era mie. De-aia tot nu știu că tu n-ai genți de 5.000 și eu prost. Toate sunt primite cadou. Exact. Păi, aha, știi da, că Gucci îmi dă să-i fac reclamă? Exact. Și tot. Și iahtul meu e cadou de la tata. Tata e cu banii. Tata Andrei căsătorit? Da. Băi. Pentru că noi doi vrem să ne căsătorim cu el. Am înțeles, super, super. Avem și casă mare, vă primim pe toți. Avem chiar... Pentru că eu și Octav știm să facem curat. Am și studio acolo, Ana, putem să facem o piesă acolo. Păi noi facem piese, mergem, participăm la concursuri, devenim celebre. Gata. Nicolas, ăsta e destinul nostru. Gata. Și eu le pot semnez. Filma. Soțul meu a locuit la și eu le pot filma. Iar soțul meu poate să redevină antrenor, că a mai fost antrenor în Anglia. Exact. Super. Băi, băi, ne mutăm toți deci la nu, noi suntem. Deci eu spun, uite, ce înseamnă să gândești pozitiv că ți se poate întâmpla. Vreau să știu dacă vreodată ai simțit invidie pentru prietenii tăi, Jador sau Bogdan Mocanu, pentru faptul că sunt foarte celebri. Invidie nu pot spune, pentru că mi se pare foarte greșit să fii invidios pe aproapele tău, pe prietenul tău cel mai bun. Mie, Jador Ion, cum îi spun eu, mi-e foarte apropiat, suntem prieteni foarte buni, stăm în același bloc acum. Adică bine, bine, dar mai totuși împreună. Stați în același bloc, împărțiți cumva aceeași meserie și n-ai cum să nu simți. Este o chestie, da. O simți, o simți. Când vezi, de exemplu, dacă piesa mea e pe doi și al lui e pe unul, o simți o chestie. Simți, da. Dar în același timp se recompensează cu, cu bucuria pe care o simt față de el, pentru el. Adică mă bucur pentru el, adică m-ar fi ofticat dacă era altcineva. Dacă e el, e al meu. Nu adică e. Eu, spre exemplu, sunt ofticată pe Octav dacă aud care salariul mai mare ca mine. Da. Eu mă oftic. Da, știu, da. Da, dar te bucuri. Dar oamenii de acasă o să zică, iară vorbește nu, asta. Te bucuri, nu, te bucuri, totuși, cum a zis el, că e al tău cum ar veni. Adică, da, bă, da. Decât altul, mai mult ca mine, da, mai bine Octav. Mai bine Octav. Uite, da. Sunt așa. Mulți artiști pe care nu-i suport. Vreau să-mi spui numele unui artist. Nu pot să spun. Ba, da. Din păcate nu pot să spun. Cuță? Nu pot. Spune-ne un artist pe care nu-l place. Nu știu, uite, un artist, nici nu... Cred că aș putea să-l numesc artist. E un trapper, un mic puștiuleț care m-a supărat așa un pic. De ce? Abi Talent. Aha. M-a supărat. Am tot auzit numele ăsta, da. Un puș foarte obraznic, pot spune. Și a fost o chestie online, nu știu cum, am fost eu implicat într-un story de lui Ioanes și am fost și eu implicat în el și după aia a început copilul să mă înjure și să-mi ia lasă familia. De ce? Și de ce? Am fost un copil... multe clinciuri cu mulți... Abi. Mi se pare un copil nu e talentat, nu știu de ce zice Abi Talent, că nu e talentat deloc. Păi în general are cazul lui, e iubit, bravo lui, felicitări pentru ceea ce a dar făcut. Dar nu crezi că poate folosi asta ca pe o strategie? Ba ca da, să este o strategie. Cunoscut. Este o strategie, doar că când l-am văzut față în față a fost foarte ok. Salut, nu știu ce. Așa și Octav și pe la spate. Da, e. Și după aia nu mai am auzit numai rele de, nu mai vorbe urâte, cu toate că nu i-am făcut nimic. Adică nu se vorbește așa de, și vorbe urâte, adică foarte urâte de familie, de alea, înjurături urâte. Și cred că el ar fi un... Dacă ai putea să-i transmiți acum un mesaj lui Abi Talent, ce ai spune? Uite, noi asta o să facem ca și teaser. Mesaj pentru Abi Talent. Să fie mai respectuos cu oamenii, cel puțin oamenii mai... nu neapărat mai în vârstă, că nu sunt eu bătrân acum, nu sunt bătrân sau ceva genul. Să fie, nu știu, mi se pare, sincer, mi se pare că eu aș merita un oarecare respect atât timp cât sunt și eu artist. Și am scos atâtea piese, am peste 800 de milioane. Cam așa. De vizualizare. Da. Și acum vine cea mai grea parte din emisiunea noastră, întrebarea cea mai dificilă pe care noi o adresăm invitaților. Rămâne absolut întotdeauna la sfârșit și aș vrea din suflet să te uiți în ochii noștri da, și ascult. Să ne spui adevărul. Dacă ai cont pe Tinder. Tinder? Asta auzi, fii atent, că uite, tu m-ai indus în eroare. Ia zi. După această întrebare urmează rubrica surpriză. Zi. Deci ai avut cont pe Tinder sau ai? Am avut, nu știu dacă pe Tinder, cred că pe Badoo, era Badoo înainte. Da. Eu vreau pe Badoo am avut, când stăteam la Paris. Știu. Deci da.
Da. Dacă ești de acord să jucăm rubrica surpriză înainte de întrebarea cea mai dificilă sau mai întâi vrei întrebarea cea mai dificilă? Nu, mai ai cu surpriză. Hai cu surpriză, zic. Dacă, măcar să începem cu ceva bun vreau și vreau să iei telefonul tău. Nu l-am la mine. Dar... O să-i aducă iubita, dacă este drăguță. Da. Și vreau două lucruri. Să vedem ultimul mesaj. Să ne citești ultimul mesaj trimis cuiva, atât în mesaje cât și pe WhatsApp. Și după aceea să intri în articolul poze șterse recent. Nu am. Atunci în poze recente. El n-are folderul ăla, nu există, el l-a scos din sistem. Vrem să, hai să o poză cu dinții aici, e urât, trebuie bine, să șterg. Atunci, hai să vedem. Gata. Vreau să aud ultimul mesaj pe care l-ai trimis. Ultimul mesaj pe ce? Mesaj normal. Eu nu trimit mesaje normale. WhatsApp. WhatsApp. Deci nu știu cine mai folosiți. Da, mai trimit. Eu nu. Eu da. Eu nu. Deci nu, singurele mele mesaje sunt de la Vodafone. Adică... Ok. Așa, ultimul mesaj de pe WhatsApp. Da, să vedem. De pe WhatsApp. Este să un... se filmeze telefonul, atenție. Nu, Abi. Țești, rupe, țești. Da, nu, eu n-am nimic cu copilul ăla. E un copil foarte drăguț, yeah. Doar că a greșit el. Ultimul mesaj. E către un prieten, Mihăiță. Ia. Milionul la ce de faci? Euro. Dacă mai ești la țară, nu e nimic. Wow. Ok. Următorul e de la Alina. Trebuie să filmez. De Santo. N-am chestii. Bine, hai să intrăm în... Șterg mesajele importante. Ah, hai să intrăm în poze. Sper că nu s-a prins beculețul. Nu. În poze. Poze, am crezut că aici. Vreau să vedem ultimele trei poze. Șterse? Nu, normale că zic că șterse nu are. Ultimele poze făcute de tine. Ultimele poze sunt de la munte. Cam asta e cu iubita mea. Am fost la munte cu un prieten. Cam astea sunt. Am fost la Culvidra. Deci are pozele, da. Okay. Mai ai aplicația Tinder pe telefon? Tinder, nu. Nu, nu, nu mai folosesc de mult. Da, ai combinat vreodată? Pe Badoo, da. Da? Da, când eram la Paris, da. Eram la școală acolo și... Na, nu prea... Eu l-am combinat pe Baloo. Baloo? E un ursuleț din cartea Junglei. A, nu-i Baloo? Ba da, e ursul. Baloo sau Baloo? Baloo, păi... Baloo. Ea care este internațională, normal că altfel... Ai, credeam că e Baloo. N-aș fi putut să fiu cu, da. Eu eram și acum vine întrebarea cea mai dificilă din ediția noastră. Îmi cer scuze că este iubita ta aici de față și că va trebui să-i... Să audă, practic, în direct, că așa ar fi văzut... E obișnuită cu... Dragă Nicola. Chestiile astea. Spune. Eu, cu tine și cu Octav, ne aflăm pe iahtul tău. Ah, pe iaht. În Anglia. Noi, din cauza furtunii, pierdem semnalul GPS și ne rătăcim. Pierdem tot. Practic, singurul care mai are semnal și acces la GPS este Octav, dintre noi trei. Da. Dar... Că eu sunt bătrân, ce am în cap, m-au făcut dar, ăștia. Dar. Din față, apar pirații. Au. Care spun așa. Dacă vreți să mai vedeți vreodată uscat. Țărm. Trebuie să renunțați la unul dintre oamenii voștri pe care noi îl vom mânca. Bă, toate cu mânc. Și tu, Nicolas, va trebui să faci toată noaptea sex. Bă, asta cu toată persoană. Noaptea. Bă, asta cu toată noaptea mă omor. Dar fii atent. Asta e surpriza emisiunii. Și cu jucării. Trebuie să alegi cu cine faci, pentru că cel care rămâne pe lângă. Rolurile. Cum? Adică, nu vei mai fi tu cel care vei fi. Vei fi cel care va primi. Aoleu. Și atunci, tu trebuie să alegi pe cine păstrezi. De la cine primești. De la cine iei. La cine deci renunți. Ce am de primit? Că n-am înțeles ce am de primit. Primești. Bă, în principiu, ceva cu jucării. Aoleu. Da, dar trebuie să-ți alegi. Ori cu mine, cu tine, cu Octav, îți dai seama, e... Dar vezi că pe Octav îl trimiți în larg și moare, adică like. Băi, Octav îmi pare foarte rău. Băi, să știi că mie nu... Supun că în locul meu ai fi da, adus nu, la fel. Adică, da, deci nu, nici mie nu-mi pare rău. Este singura dată când mă bucur că mor. Dar ceea ce nu știe Octav și surpriza emisiunii este că, de fapt, pirații nu te mănâncă. Te așteaptă toți cu sulițele. Aolea. Alea. Cu sulițe și au pus și jucărie în vârf. Și jucărie ca să fie toată noaptea. Știți ce mi-am dat seama, stimați privitorii ai noștri? Că toate discuțiile noastre sunt despre sex. Totul se învârte în jurul sexului. N-ar fi nimic fără sex. Și chiar vă rog să mă scuzați în cazul în care
Mai urmăresc oameni care vor să învețe ceva. Nu asta este emisiunea la care trebuie să vă uitați. Dă dacă vreți să învățați ceva. Dă pe mine că eu te stric. Uitați-vă la alte emisiuni, pentru că aici nu învățați decât prostii. Da, că eu te influențez, că vă eu... Vă mulțumim frumos, domnule Nicolae, pentru că ați asumat invitația noastră. Ești un tip mișto, sincer, nu e cazul meu. Și pe noi dacă pleci în Anglia. Cum are drag, că noi venim acolo, și practic. Poate ne vedem la studio. Da. Sunt fanul tău, să știi. Și eu sunt fanul tău. La din Anglia. Suflet. La oricare, avem multe. Să știi că și el, uite, aș vrea să încheiem emisiunea cu tine dând o probă pentru Nicolae, care nu mă, că... poate te ia în producții muzicale. Nu mă zi. Așa încheie emisiunea cu Octav cântând. Nu mai știu aia zi. Te rog. Când am o zi grea, când am o zi bună, zi-mi tu versurile că nu mai știu. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta mințile îmi fură. Nu mai știu că le uiți în bătrâni și uita mă. Ești concediat, o zi minunată. Pa, pa, pa. La revedere.